Simi a venit în platoul de la Neața, e o micuță artistă ce are o piesă pentru noi în zi de vineri. Vă rog. Această domnișoară care are vârsta de 11 ani. Ați văzut ce bine își dă ochii peste cap un videoclip? La ce vârstă înveți să-ți dai ochii peste cap profesionist? Nu știu, cred că 10 sau 11, pe acolo am învățat eu așa. Ok, deci el care e verișorul tău bănesc în videoclip? E, nici chiar, este un băiatul prietenilor lui Cătălin și Alina. Dar ce rol joacă în videoclip fratele? Păi... băiatul care nu-i pasă de fată și, cum vedeți, joacă pe telefon, da? Joacă pe telefon că e frate tu și nu-i pasă de fată. Nu? Și, da, înțeles. Tu trăiești într-o altă țară decât în România? Da, în America, în Statele Unite. De la câți ani ești plecată în America? Cred că 10. 10, da. De 10? De la 10 ani, nu de 10 ani. De la 10 ani. Deci ești proaspăt mutată în America. Da, e super tare, să știi. În America? E super tare. Știu că am mai vrut la școală și cea mai tare chestie ever. Deci abia aștept să mă întorc și să vină toamna și să mă duc la școală din nou. Îți place școala? Ador școala, deci acolo o ador, doamne, deci abia aștept. Le bagă ceva în ceai la ăștia. Dar ce e așa fain la școală acolo? Păi am mulți prieteni, foarte mulți și avem pauze și putem să ne jucăm. E și greu? Învățăm. E greu? Nu pot să spun că e ușor, nu dar e nici nu e foarte, foarte greu. Nu te... E super tare. Putem face o comparație cu școala din România? Da. E mai urât? E complet... E mai fain, adică... E mai fain, am înțeles. Profesorii sunt foarte buni, foarte buni. Sunt profesorii buni, la suflet. Da, înțelegători, da, foarte buni. Da. Și nu te ceartă dacă nu se înveți, da. Știu. No, bun. Trebuie să înveți, Dana. Să știi că toți nu ne putem muta în America, unii o să mai rămânem aici să stingem lumina. Piesa se găsește pe net, da? Da, pe YouTube și pe TikTok, dacă vreți să o vedeți. Ok. Pe Instagram, Simi Oficial. Great. Îmi dați follow, la tata. Cine a fost cu ideea să plecați în America? Eu, mama, tata și fratele meu. Ați făcut consiliu de familie și ați hotărât să se plece, da?
Da, într-un fel da, să spunem așa. Bravo! Să ne vedem cu bine, ținem pumnii pe unde mergi. Mulțumesc! Și noi vom lua o scurtă pauză. Și stați, nu vreau să plec de aici fără să le mulțumesc celor de la Mixed Music, de, adică Cătălin Dascălu și Alinei Tădașcă. Pentru 11 ani eu zic că e bine. Ne vedem în câteva momente. Stați cu noi, sunteți la Neața.